Bună dimineața! Neața, neața de la Otopeni. 16 aprilie, ora 8, fără 20 de minute. Am intrat în solar să văd cum se prezintă după inundarea de ieri, după ce am săpat și am inundat bine stratul. Vreau să vă spun că plouă. E și o zi înnorată, încă nu se vede soarele și am un mega condens în solar. Condens, condens. Îmi convine că e atâta umiditate pentru că se macină bolovanii. De-aia am și udat. Am inundat atât de bine, se macină bolovanii care au rămas mai mari pe săpat. Da, urmează un montaj filmat pe parcursul a 2 zile. 14 aprilie, duminică după amiază, când am început săpatul la Cazma, și aproape toată ziua de luni, 15 aprilie, cu, mă rog, terminatul de săpat la Cazma, finisatul, îndreptatul aleii din solar și restul de lucrări. Inundarea stratului, etc. Da, mă resimt puțin. Mă resimt. Țin o febră musculară, ceva dureri de mușchi, articulații. A fost un maraton, o zi jumate de cazma, muncă brută, dar așa am hotărât, așa am vrut eu să, anul ăsta, în primăvara asta, să desfund puțin stratul din solar. Și cred că am procedat bine. Bun, vă urez vizionare plăcută, sper să vă placă acest montaj și sper să fie și de ajutor pentru anumiți grădinari, începători, amatori, așa cum sunt și eu. Vizionare plăcută! În primăvară să mai folosesc motosapa și să încerc să desfund la Cazma. De pentru care nu pot să vă spun câte rădăcini de la pomii vechi și alte lucruri, pietre, scot din strat. Eu cred că e benefic că la anumit ciclu, la 2 ani, la 3 ani, să încercăm să desfundăm stratul și substratul din solarii și din grădină. La cazma pentru a aerisi și a fâna solul. Știu că vor apărea contestatarii fanii no dig,
cei care sunt adepții grădinăritului fără săpat, dar eu mă folosesc de conceptul ăsta și dă rezultate la nivelul la care fac eu grădinărit. Dă rezultat. E de muncă, deci am făcut undeva la 10 metri pătrați, 11 în 2 ore. Având în vedere că am 90 de metri pătrați, deci a noua parte, cum ar veni, în 2 ore. E, să spunem, avem ceva de treabă, să zic că mai trag încă vreo 2 ore astăzi, ceea ce înseamnă că voi face undeva la 22 de metri pătrați și îmi rămân încă vreo 68-70 de metri pătrați de săpat. Eu zic că în 3 zile voi termina partea de săpat la cazma, urmând pe urmă varul, să dau cu var, înserarea varului în substrat, în strat, după care instalarea sistemului de picurare și să începem și plantarea. E puțină presiune, deși răsadul îmi dă semne că mai mult de 10 zile nu voi mai avea voie să întârzi. Deci maxim 10 zile trebuie să fac plantarea. Dacă astăzi e, nu mai știu, 14 aprilie, maxim 24 aprilie, trebuie răsadul plantat, trebuie să fie în sol. Așa că am o presiune destul de mare să sap, să igienizez, să dau cu var. Nu fertilizez cu nimic, pentru că este colegarul de anul trecut, anul ăsta nu vreau să mai fertilizez, a fost destul de gras solul. Doar ce o să dau cu var și atât. Și instalarea sistemului de picurare. Sper să mă încadrez în astea 10 zile. Am vreo 12 ore adunat de săpat pe zile. Dar sper să le fac. Bun. Țineți aproape că vă arăt pe etape cum evoluez cu săpatul la cazma. Pregătirea stratului cu cazma. Vizionare plăcută. Hei! Tot nu e voie! Da, închei, mi ajunge de la ora 16:30, 18:30, mă rog, 18:38,
2 ore și 10 minute. Am făcut aproape un sfert. Deci un sfert de solar era la jumătate aici, la jumătate intervalul ăsta. Deci dacă veneam încă un metru, că atâta aia are 2 metri, dacă mai veneam un metru, săpam, era săpat un sfert din suprafața de solar care trebuie săpat. E ok, două ore, aproape un sfert de solar, deci cam 5 ore, jumătate de solar. Deci în 10 ore sap tot solarul. E ok, deci asta ar trebui ca miercuri să fiu gata cu săpatul. Deci 3 zile să mai pierd, că nu pot, mai am și alte treburi. 3 zile să mai pierd cu săpatul, după care să desfectez cu var și să încep să instalez, să montez instalația de picurare. După care să încep plantatul. Am zis, trebuie să o gândesc până în 24 să plantez în solar, pentru că mă presează răsadurile care mă împing de la spate, rățele din ce în ce mai mari, încă 10 zile înseamnă mult pentru ele, încă 10 zile. Să zici că varza o mai țin, că ea vine plantată afară, dar roșiile deja, ia uitați-le ce, cum arată, sunt într-un mare fel roșiile. Deci e clar că trebuie să trag tare până în 24 să le-am plantate. Da, e senzațional. Am semănat cu 20 de zile mai târziu și deja trebuie să plantez mai devreme în cartoșul. Bun, deci cam asta am făcut astăzi, chiar dacă a fost duminică. A fost după amiază, duminică după amiază. Mă rog, trebuie să mișc puțin și duminica. Nu îmi permite timpul altfel. Cam atât pe ziua de azi. Transpirat fleșcă, ia uitați. Fleșcă. Azi e zi plină de sport, dimineața antrenament destul de intens cu Havana, peste 10 km călare la câmp, din care 4 km trap, efectiv numai trap, care cine știe sportul echestru și călărie știe ce înseamnă să faci 4 km de trap. N-am făcut și galop, numai trap. Facem condiție fizică acum. Iar acum după amiază cazva. Spor mult și obositor, dar mă opresc pentru că ajunge. Ce exces nu e bun.
Da, greu. 4 și un sfert. 28-29 de grade afară. La umbră 29 de grade. În solar nu vă mai spun. Sunt aproape de final cu săpatul. Stânga-dreapta. Am aliniat poteca, aleea, pe partea asta. Și acum am plecat cu aliniatul pe partea cealaltă. După care, după ce voi termina de îndreptat și aliniat aleea, mamă ce obosit sunt, voi începe să ud, să ud bine. Să ud pentru că încă au rămas bolovani și vreau să inund bine terenul pentru a-l putea lua la greblă și, mă rog, înainte de a-l lua la greblă, pentru a împrăștia pe el varul de grădină, după care să-l iau la mărunțit și de încorporat varul de grădină. Țineți aproape că e de muncă, e de muncă. Nu are rost să țin filmarea pornită, mai durează puțin. Ne vedem mai târziu, presupun când voi trece la udat. Țineți aproape. Bun. Deci am terminat de săpat, de aliniat aleea. Nu. Săpa acolo. Ăsta e disperat că am săpat eu și vrea să sape și el grădinarul meu, cartuș. Da. Deci cam așa se prezintă acum. Sunt ceva bolovani. Nu foarte mari. Cartușul. Nu sunt foarte mari, dar acum o să inund. O să, cu pistolul o să dau apă. După care las să tragă apa până mâine seară, își dau din belșug apă, o să vedeți. Și până mâine seară voi lăsa, deci acum e 17:39. Uite-le cum așteaptă. Le-a cam prins soarele azi, a fost foarte cald. 29 de grade afară. Și nu le-am dat apă, mâine le dau apă. Da, și cum spuneam, las până mâine. Până mâine, după amiază, mâine seară, după care voi împrăștia varul pentru grădină, uitați-l aici, voi da un strat consistent, da, de suport de ăsta mineral, și urmă voi lua la greblă părămița și voi introduce, voi incorpora varul de grădină în strat, în sol. Bun, ne apucăm de treabă, de udat. Da, cum vă spuneam mai devreme, acum dau apă, inund, așa zic eu, inund puțină
stratul, odată de a-i oferi umiditate după săpare, de a se tasa, de a scoate aerul care, odată cu săpatul, cu întorsul brazdei, automat am introdus aer în strat, în sol. Acum, prin inundarea cu apă, eliminăm aerul din strat, introducem destul de multă umiditate, dar în același timp ce mă interesează pe mine este să pot fărămița bolovanii mari care au mai rămas. Deci apa ajută la topirea bolovanilor și pe urmă când voi lua la greblă, va fi mult mai ușor de spart acești bolovani. Am o găurică aici, a găurit furtunul și mă stropește. Da, e o treabă de durată și de timp, pierdere de timp, cum spun unii. Trebuie răbdare, dar e o operațiune necesară, zic eu. Inundarea stratului după ce a fost săpat. Repet, introduci umiditate în sol, scoți din aerul care s-a creat, fungile de aer care s-au creat odată cu săparea, cu săpatul, și la fel de bine se topesc bolovanii și îi poți pisa mult mai ușor. După ce voi împrăștia varul de grădină, am zis, las 24 de ore să se scurgă, voi presăra varul de grădină, care vi l-am arătat, în roabă, după care voi lua la greblă, nu la sapă, la greblă, cu dinții greblei, voi pisa și bolovanii și voi incorpora varul de grădină în sol. Haideți că ușor, ușor, vorbind, filmând, dacă nu știu dacă se vede pe cameră, băltesc puțin, adică las să băltească puțin apa. E decât o stropire. Da, o operațiune de durată. Asta e, dar necesară. Până mâine să vedeți cum se dizolvă acești bolovani. Pentru că ei nu sunt niște bolovani foarte tari. Pământul a fost lucrat. Să-i rezolvăm. Ok. Vă filmez mai târziu. Sigur mă prinde întunericul, mă prinde noaptea. E 18 fără 3 minute. Sigur, mă va prinde noaptea. Dar trebuie. Gata, ne vedem mai târziu. Cu balta aici. Pierde puțină mufa de îmbinare și mi-a făcut baltă în potecă. Asta e. E apă, nu e ulei. Da, partea asta e gata. Am inundat-o. Dura ceva. Deja e ora 19. O oră jumătate partea. Și deja mă apropii de jumătate la partea asta altă. Asta a fost și mai în soare și cere mai multă apă, din ce văd eu. Cu ce-a băltit aici, frate? N-am fost atent, să dau mufa pe-o parte. E de durată, dar e operațiune necesară și importantă. Mai am puțin. Eu zic că într-o oră termin ce mai e. Am făcut deja două intervale, sunt la al treilea și mai am 1, 2, 3, 4.
Amor. Aproximativ o oră închei. Am mișcat bine, am mișcat bine. Azi este luni și deja partea de săpătură și de inundare este gata. Mâine să dau varul de grădină, să-l împrăștii și îl și iau la sap, adică nu mai am ce. Deci mâine după amiază, normal, ar trebui să fiu gata cu și cu încorporatul varului de grădină și cu greblatul și îndreptatul. Urmând ca miercuri, cu noroc și cum o vrea Dumnezeu, să instalez, să montez instalația de picurare. Dacă reușesc miercuri, sunt mare, mare, mare. Pentru că vreau tot așa, după ce am montat instalația, vreau vreo 2 zile să dau drumul la picurare, să inund iar, să irig. Dar acum strict unde vine plăntuța. Că atunci când voi planta, să fie apă în sol. Da, vedem. Sunt în grafic. Mi-era frică că mă mișc încet, dar m-am mișcat bine. Eu aveam nevoie de 10 zile și calculasem 3, cum ar veni până miercuri, numai săpatul. Iată că într-una și jumătate am terminat de săpat și de inundat terenul. Sunt în câștig. Deci normal în 3 zile ar trebui să fiu și cu instalația de picurare montată. Sadul mai suportă lejer până săptămâna care vine, chiar mai are de crescut. E încă tânăr, un răsat tânăr, pe 12 a făcut o lună. Mi-a crescut foarte bine răsatul. Mi s-a lungit, gros la tulpină, e frumos și în foc, la 30 și cât de zile, 32, 33 de zile. Foarte bine, mi-a mers în sadon. Se vede îndepărtare acolo. Nu o să vă țin la fel, pentru că e de durată, e o procedură de durată și nu are rost. E repetitivă treaba. Am vrut să vă arăt că avansez. Bun, o să opresc și poate eventual la final o să vă arăt când mă apropii de final să ne și uităm la ceas când am terminat. Deja s-a mărit gaura în furtună. Ud. Sincron, și pe o parte și pe alta, chiar dacă am udat acolo. Da, 19:40. 8:20 seara. Am zis că la 8 închei cu datul. Sunt acolo, sunt în grafic. Oricum, ce a fost azi a fost potop. Dacă răsadurile erau căzute de la căldură, afară 29 de grade. La vremea asta, aprilie, la jumătatea lui aprilie, să ajungă la pragul de caniculă, ce dracu. Iar în solar era crimă, deschis tot solarul și răsadurile sufereau. Și nu m-am lăsat. Am săpat caniculă, că m-am fiert aici. Dar așa sunt eu, când îmi pun ceva în cap, trebuie să realizez. Dacă azi am zis că termin tot ce înseamnă partea de săpat și de inundat, ce fac acum, iată că am reușit. Azi luni, am și uitat în cât suntem. Îmi cer scuze. Cât suntem, frate? În 15. Da. Deci 15 aprilie, chiar la jumătatea
Luni, căldură de mori, dar eu nu m-am lăsat până nu am terminat partea de săpat la cazma, așa cum v-am zis. Pentru sezonul ăsta am ținut neapărat să desfund solul, stratul, să îl aerisesc. Sunt păreri și păreri. Eu am părerea mea care momentan de rezultat. Vedem și anul ăsta, dacă îmi reușește, ca și anul trecut. Anul trecut am avut un grădinărit de succes. Iar a fost un succes ce am făcut anul trecut, începând de la răsadurile care mi le-am făcut singur, repicatulor, plantatulor, tot ce a însemnat copilit, palisat, legat, recoltat. A fost la superlativ, adică nu mulțumitor, a fost foarte bine. Că am avut roșii pentru noi păsăturate, plus tot ce a însemnat conservărae, sucuri de roșii, zarzavaturi și toate astea, vinete, ardeiul gras, ardeiul capia, castraveții record, a trebuit să scot de nică, erau prea mulți. Chiar și seria 2 de castraveți care n-am mai făcut răsad, dar am semănat direct în strat, în solar, au făcut păsăturată și seria 2. Și am pus și la borcan pentru iarnă. Și un grădinărit reușit pentru mine anul trecut, ceea ce mi-a dat încredere pentru anul ăsta. La fel fac teste, uitați, unul din ele, acest săpat adânc la cazma. Iar răsadurile care sunt acolo arată mult mai bine decât cele de anul trecut, cu toate că și cele de anul trecut au fost un real succes. Cele de anul ăsta sunt mult peste, mult peste. În condițiile în care nu le-am dădăcit atât de mult, cele de anul trecut le-am ținut în casă, l-am germinat, am făcut tot felul de chestii. Astea deloc, în răsadniță și atât. Și le-am tratat, cum se spune, cu destul de multă indiferență. Nu le-am dat niciun fel de tratament, niciun stimulator, nimic, nimic, niciun fertilizant decât apă. Și uitați-le cum arată. Ce le-am dat în schimb? Aer. Aer, n-am lăsat deloc condensul, chiar dacă era frig afară, am deschis răsadnița, am evitat pe cât posibil condensul excesiv, umiditatea, drept pentru care am niște răsaduri extraordinare. Asta e de gândit și pentru cei care se bazează foarte mult pe tot felul de produse, stimulatoare, fertilizanți și neglijează partea de aerisit. Eu am preferat să nu dau cu nimic, dar în schimb să le dau aer. Aer și să controlez udatul. Eu am udat răsadurile chiar și acum, decât în momentul în care s-a uscat turba. Cât timp turba mai prezenta umiditate, n-am udat. Și atunci când erau la germinare. Și uitați-vă că se pot face răsaduri doar cu apă, fără stimulatori, fertilizanți și alte chestii. O să vă arăt acum, chiar dacă sunt puțin suferind de după căldura care a fost, să vă arăt răsadurile, să aprind puțin lumina și să vedeți răsadurile. Aici s-a cam încheiat. Sunt cu un sfert de oră mai devreme decât am preconizat. Foarte important, dacă vrei să ai o grădină bună, tratează cu foarte multă atenție și ne pune efort în pregătirea stratului, a solului. Dacă ești superficial și zici, aia pun că oricum se face și n-ai pregătit bine solul, vei avea probleme.
Eu, la mine e foarte important, ori indiferent ce cultiv, că e ceapă, că e varză, că e cartof, nu știu. Cu atât mai mult legume, roșii, vinete, ardei, castraveți, tratez cu foarte multă responsabilitate pregătirea solului. Unii poate consideră că e inutilă această inundare, pierdere de timp și de apă, cheltuială în plus, dar eu vă spun că umiditatea care o introduc acum, plus udatul înainte de plantare, va conta pentru viitoarele plantuțe producătoare. Băltește, băltește. Bun. Păi am încheiat de udat. O să vă arăt răsadurile. Hiu, cum face asta? La mărigă urica. Să vă arăt răsadurile și cam gata. O zi maraton. Caniculă, cazma, mă dor palmele, nu pot să vă spun, dar satisfacție e mare. Bun, haideți să vă arăt cum se prezintă răsadurile mele. Iau direct trepiedul ca să nu mai facem tot felul de invenții, scuze. Și ia uitați răsadurile. Astea din ușă aici, pentru că a venit aerul fierbinte, au suferit mai mult. Da? Dar în rest, ia uitați-le cum arată. Roșiile. Senzațional. Ia uitați-le cum arată roșioare. Varză. Se culcase puțin la prânz când era căldura aia mare. Dar uitați-o cum s-a răcorit și arată super. Ia uitați. Inima de bou, ca de obicei, strâmbă, scălâmbat. Aici, roșiile giganți Tibi Popescu, care arată într-un mare fel. Într-un mare fel. Da. Acolo, cele primite cadou, de 140. Cele galbene, yellow. Vinetele, ia uitați-vă vinetele cât de frumoase sunt. Vinețelele. Black Beauty. Ardeiul galben. Son. Aici e capia. Hisaru. Deci, uitați-vă cum pot arăta niște răsaduri făcute doar cu apă. Și aici solarul, tot îi zic solarel, dar alții au mult mai mici solarile decât ce am eu. Da, udat, pregătit, mâine o să pun varul de grădină, da? Dați-l, varul de grădină. Eu sunt mulțumit de varul ăsta, var pentru grădină, 17 kg, jumătate, un săculeț de ăsta. Uitați-le, galben, ca o rocă, calcar. Da, cam asta e acțiunea de pregătire. Ce mai am mâine de presărat varul și de luat la greblă și îndreptat. Iar cu noroc, poimâine, să montez instalația de picurare care, uitați-o, e sus aici, ordonat frumos, o parte și o parte, benzile pe partea cealaltă. Gata. Grădinarul amator. Obosit. Obosit, dar plin de satisfacție. Răsaduri frumoase, solar frumos, solar ordonat. Muncit, 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 dar ia uite ce face găurica aia care, sau găurii furtunul, face gălăgie aici. La microfonul, sper să nu se audă. Ce să mai zic? Vorbele sunt de prisos. Ați văzut ce fac?
cât suflet pun, cum tratez problema, nu exagerez cu anumite chestii, văzând la răsaduri, fertilizanți, bla bla, stimulatori, nu, ce am răsaduri sănătoase și frumoase. Demonstrez al doilea an deja că am răsaduri sănătoase și frumoase. Metode cât de cât clasice, chiar dacă am o motosapă performantă, am ales Kazmazin, așa, și vedem dacă îmi reușește și anul ăsta. Eu zic că îmi reușește, pentru că mentalul mă duce acolo. Îmi doresc atât de mult să fac un grădinărit curat, cât mai curat și cât mai performant din punct de vedere a reușitei, încât mi-am impus treaba asta, mental. Și voi reuși, credeți. N-am cum. Așa am fost făcut în viață. Eu când îmi pun ceva în cap, duc până la cap și reușesc. Mulțumesc de vizionare, mult spor, multă sănătate, multe bucurii, să ne auzim cu bine. La revedere!